ne întoarcem la refugiul Florei. Gașcă mare aici, ne-am întâlnit cu mai mulți turiști. Am făcut și un mic grătar. Nu speram să fie vremea din nou așa frumoasă. Până acum a fost mai răcoare. Dar conform prognozei, temperatura a crescut acum, la prânz, după prânz. Și soare. Și e soare. Bate un pic vântul, spre o deosebire de acum două zile. Dar tot este excelent. Nu facem dreapta, Răzvan? Ai vor să urce... Asta e atunci. Îi dăm pieptișul. Pe drumul ăsta, dacă faci greșeala să cobori cu mașina, nu te mai întorci. E foarte abrupt. Cu ATV-ul urci. Nu știu cu ce mașină ai putea să urci. Dacă, mai ales dacă e un pic de noroi, adio. Poate ceva vânt în creasta Baiului azi. Veniți să vedeți curcubeul. Incredibil, curcubeul. Vai, ce frumos e. Incredibil. Să vezi în ianuarie curcubeu aici pe munte. Tot în față acolo este un mic nor de ploaie. Un mic nor de ploaie care se descarcă în valea aia și care ne arată un colț de curcubeu. Incredibil. Superb. Să sperăm că ne avem ghinionul să se descarce peste noi. Deși e foarte mic, nu sunt probleme. Așa, ceea ce facem noi acum este să o tăiem pe scurt între drumul care coboară din creasta Baiului la refugiul Florei
tăiem către drumul care de creastă, care coboară din Baiul în Secăria. Asta e ce facem acum. Pare a fi așa o potecă de aici, care duce. Pare că s-a mai mers. Dar cred că ar trebui să găsim o zonă de trecere mai ușoară, că e o vale aici. E o vale și cred că se scurg zăpezile și apele pe aici și au făcut ceva eroziune. Și trebuie să mai urcăm un pic mai sus. Pe aici e poteca. Am găsit poteca. Și aici e chiar un pod așa de trecere. Și de aici în jos e o surpare. Deci s-a surpat. Și gata. Am trecut pe partea asta altă. Dragilor, urmați poteca pe sus, pe unde merge Răzvan. Aici e punctul de trecere. Acum se va deschide priveliștea către zona asta cu Secăria și coborâm Agale înapoi către stâna Florei, cred că îi spune. Stâna Florei, după aia înapoi la refugiu Florei și apoi jos. Salutare tuturor! Iată-ne în refugiu Florei. Am făcut o vizită scurtă astăzi. Refugiu este într-o stare impecabilă, foarte bună. Probabil, chiar dacă cineva a fost aici și probabil a fost în zilele astea de Crăciun, Revelion, s-a lăsat ordine și curățenie. Deci, felicitări. Ne să vedem. Am aici niște... Da. Deci avem și luminat funcțional. Tot ce trebuie pentru protecție împotriva incendiului. Stingător. Încărcătoare serioase de telefoane USB, deci n-ai griji. Curat și la sobă, aici, godinul ăsta, la multă lume. Vântul nu intră,
aici accesul, aici e o placă de aluminiu, bănuiesc, ceva, o placă metalică. Și aici carnetul, caietul de fugire. Să ne trecem și noi aici azi. Să facem. Salut, Marian! Fac cu mâna la YouTube. Bine te-am găsit la Florei. Aici sunt ceva lemn aici. Astăzi, început de ianuarie, nici un pic de zăpadă, cald și bine. Și iată-ne iarăși într-o zi cu vreme bună, avem noroc. Deși se auzea că o să fie vânt puternic la munte, dar nu e cazul. Suntem încă destul de jos, oricum nu prea e zăpadă, decât sus de tot pe cele mai înalte vârfuri, peste 2000 și ceva de metri. De aici, de la refugiul Florei, priveliști superbe în toate părțile. Bucegii se văd dincolo, cel puțin pe zona asta vizibilă de aici, niciun fir de zăpadă. Am văzut în zona Coștila, de-abia. Coștila, vârful omul, acolo se vede zăpadă. În rest, nimic. Brumă, se vede de aici, bruma pusă sus pe creasta munților Neamțului, care se văd de aici. Acolo în depărtare, în palanul îndepărtat, munții Neamțului. Deși e, au 1800 și ceva de metri, dar cred că e o poziție mai rece acolo. Și da, asta nu cred că e chiar zăpadă. Zăpadă e așa, un fel de... Aici, în vale, în față, sunt grădinile, să zicem așa, din Secăria. Și ceea ce vedem noi în față, pe creasta primelor dealuri, este drumul care coboară de pe creasta Baiei. Traseul de creastă, auto, de mountain bike, de ce o fie, ăsta e. Coboară pe crestele astea de deal și se leasă așa prelung prin Secăria până jos, în sat, în intersecție în Secăria și după aia faci dreaptă și ajungi în Comarnic. Foarte simpatici munții ăștia, mai ales Neamțului, care sunt niște munți în care tot de mult zic să ajung, munții Neamțului. Am ajuns, dar nu i-am străbătut, adică am urcat așa până aproape în creasta, am fost la refugiu acolo, dar n-am ajuns să-i străbat, sunt în plan. Asta e de aici, de la refugiu, asta este, noi am făcut cam o oră, cam așa face, o oră mergând destul de lejer. De jos, de la muzeul cinegetic.
la muzeul Posada. De aici e un punct bun de plecare pentru a face traseul pe creastă. Pentru că ești foarte aproape de creastă, aici parc imediat urci, câteva minute ești sus. Deci poți să faci și dus întors, sau urci pe aici și cobori undeva în Sinaia și te întorci cu trenul. Prinzi aproape orice tren, personal. Că se vede și leaota. Ar putea să fie leaota ăla sau să fie ceva din DQ sau ceva. Și cred că mai degrabă ar fi unul dintre vârfurile din leaota, un pic de zăpadă. Da. Și mă mai tare, bază-mi o tare la show.